Un minor de 16 ani a ajuns pe mâna poliției, suspectat de cel puțin două furturi. Acesta ar fi profitat de lipsa unor persoane de la locul de muncă și le-a furat banii și telefoanele mobile. Primul caz a avut loc în Centrul de Sănătate Publică de pe strada Bogdan Petricei cu HD. Acesta ar fi observat că în biroul pazei nu este nimeni și a furat din geanta angajatului 1000 de lei și un telefon mobil, cauzând victimei un prejudiciu de 2500 de lei. Ulterior, minorul s-a dus într-o farmacie de pe strada Ismail pentru a-și mai încerca încă o dată norocul. Intrând în farmacie, am sustras în mod ascuns telefonul care se situa pe masă. După aceea am plasat telefonul pe rețeaua de socializare Telegram, unde am făcut înțelegerea cu o persoană cunoscută să-i vând cu 900 de lei. Băiatul ar mai fi declarat că a recurs la infracțiuni pentru că avea nevoie de bani. Acum minorul este cercetat în libertate pentru furt, iar dacă vina îi va fi dovedită, acesta riscă până la 4 ani de detenție.